Minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi. Iubiți credincioși, dacă ne-ar întreba cineva, cum putem noi să-L vedem pe Dumnezeu sau mai bine să-L simțim pe Dumnezeu, iată, acesta este răspunsul pe care îl primim în Sfânta Scriptură, și anume că dacă vrei să vezi cât de minunat este Dumnezeu, Dumnezeu este minunat într-o Sfinții Săi. Prin viețile Sfinților nu suntem într-o mitologie, nu suntem într-o concepție religioasă, ci prin viețile Sfinților suntem într-o istorie reală. O istorie pe care Dumnezeu o scrie în puterea Duhului Sfânt prin Sfinții Săi, care nu sunt altceva decât o iconizare și o întrupare a Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Așa este și Sfântul Teodosie, Sfântul Mucenic, Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz, Sfânt față de care eu personal am o apropiere deosebită. De ce mai întâi? Pentru că în perioada de după Revoluție, când eram diacon la Buzău, împreună cu preasfințitul Gherasim Vrânceanu, cel care a devenit Gherasim Pudneanu, am mers la, pe atunci era schitul Brazi, sau Sfânta Mănăstire Brazi, și am văzut acolo cum dintr-o priveliște destul de descurajantă, cele două măicuțe, Maica Stariță și o altă maică, care o ajuta, a ridicat o mănăstire, sau mai bine zis, a început ridicarea acestei mănăstiri, Mănăstirea Brazi, care are ca patron, fără îndoială, pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie. De asemenea, personal, sunt din apropiere, pentru că Mănăstirea Brazi este în apropiere de Panciu și comuna mea natală este la aproximativ 20 de kilometri de orașul Panciu. Despre Sfântul Mucenic Teodosie n-aș vrea să amintesc decât doar câteva repere ale vieții sale, mai întâi că s-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în apropierea Mănăstirii Brazi, din părinți răzeși, și așa cum ne arată viața Sfântului, părinții săi l-au dus la slujbele de la mănăstire, astfel că la vârsta de 18 ani, el a intrat deja ca frate în această mănăstire, pentru că apoi să meargă la Mănăstirea Bogdana din județul Bacău, care astăzi este în județul Bacău, și să se călugărească. Sinaxarul sau viața sa ne spune că cei care au consemnat viața sa ne spun că a fost un monah evlavios, avea o inteligență deosebită, cunoștea Sfânta Scriptură și o parte din scrierile Sfinților Părinți. Și tocmai pentru această iscusință a sa, dar și pentru râvna sa duhovnicească, în 1669-1670 a fost ales episcop la Rădăuți, de unde mergea deseori la mormântul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Pudna, unde a dat permanent candela la mormântul Marelui Voievod. În 1671 a fost trimis să păstorească la Episcopia Romanului, unde a activat până în 1674, când, pentru viața sa duhovnicească, dar mai ales pentru iscusința sa, a fost ales mitropolit al Moldovei, unde scaunul era vacant prin plecarea mitropolitului Dosoftei în Polonia. Cronicarul Ion Neculce scrie în Cronica Moldovei că domnul Moldovei era Dumitrașcu Cantacuzinov. Și despre acest domnitor spune că era una dintre cele mai decăzute figuri din istoria noastră, pentru că el a adus pe tătari în Moldova pentru a sta cât mai mult pe tron, plătind un bir mare
provenind nu numai din impozitele mari asupra moldovenilor, dar și din banii mănăstirilor. Și spune cronicarul, mitropolitul Teodosie s-a dus la domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino zicând: ce sunt acestea, Măria ta? Au semne lui Antichrist? Și atunci domnitorul s-a mâniat și l-a scos din scaun cu necinste, scrie cronicarul Ion Neculce, și l-a închis la mănăstirea Sfântului Sava din Iași. Și când s-a întors din Polonia, mitropolitul Dosoftei l-a scos din închisoare și atunci mitropolitul Teodosie s-a retras la mănăstirea Braz, de care era legat sufletește, de când a intrat ca frate la această mănăstire. Cum a ajuns aici, a ridicat o biserică cu hramul Sfântului Gheorghe, introducând reguli cu slujbe monahale zi de zi, zi și noapte. A avut grijă de asemenea de mănăstirea Bogdana și a determinat pe un logofăt să ridice din temelie o nouă mănăstire. În anul 1691, mitropolitul Teodosie a făcut o diadă în care scrie că a ridicat mai multe locașuri pe care le știe Dumnezeu și lasă toate donațiile pe care le-a primit de la credincioși pentru mănăstiri, ucenicului său, diaconul Laurențiu, ca să mai facă două mănăstiri. Și cronicarul Ion Nepulce scrie că în vremea aceea veneau tătarii ca lăpustele și jefuiau pe moldoveni de tot avutul lor. Și astfel, în anul 1694, o hoardă de tătari răzneți au pătruns în mănăstirea Braz și l-au chinuit cumplit pe mitropolitul Teodosie să le dea odoarele și banii pentru că el nu a voit să le dea și atunci l-au ucis tăindu-i cinstitul său cap. Și spune că era după ziua crucii. Monahii, împreună cu credincioși din satele vecine, l-au formuntat în biserica Sfântul Gheorghe, care era ridicată de mitropolitul Teodosie. Trebuie să spunem că în timpul un egumen al mănăstirii Braz, și anume este vorba de Anton Dumbrava, care a fost și ajutorul de stat la mănăstirea Neamț, scria în anul 1857 că în acest an 1857 se găsea capul Sfântului Mucenic Teodosie la mare cinste, scos din mormântul de la mănăstirea Braz. Se știe că în 1959 mănăstirea Braz a fost demolată de comuniști și a dat atunci un monah care era starețul mănăstirii, de fapt, de la mănăstirea Braz, care a fost desfințată, Teodosie Filimon, care era din părțile galaților, a dat o declarație prin care scrie că atât în timpul nostru, cât și înainte de mine, monahii și credincioșii veneau de aprindeau lumânări și se rugau pentru împlinirea cererii lor la mormântul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la mănăstirea Braz. Viața Sfințitului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea Sfintelor locașului, smerenia sa, dragostea sa pentru buna rânduială a obștilor monahale și grija părintească față de păstoriții săi, răbdarea tuturor suferințelor și a prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum și lucrarea lui, încurnată de jertfa martirică, au făcut să fie întotdeauna cinstit cu evlavie de drept măritorii creștini. Și astfel, Sfântul Teodosie de la Braz a fost proclamat în mod solemn, sfânt, la data de 5 octombrie 2003 și pomenirea sa a fost stabilită pentru ziua de 22 septembrie. Ce putem spune despre Sfântul Teodosie de la Braz? Putem spune și despre alți numeroși sfinți ai poporului român. Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz împărtășește, de fapt, răstignirea pe care poporul român a suferit-o de-a lungul istoriei, de-a lungul secolelor. El împărtășește destinul acestui popor, care n-a fost un popor puternic din punct de vedere politic sau militar. Deși la un moment dat se știe cum este pe vremea lui Ștefan cel Mare, care a devenit atletul lui Hristos,
El a reușit, voievodul, binecredinsul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, așa cum îl numim noi, a oprit invazia turcilor spre Europa. Deși am avut voievozi vrednici, totuși nu ne-am impus ca un mare imperiu. Însă, cred că vocația poporului român, prin care el a izbândit în istorie un popor pe care poate nimeni nu l-a luat în seamă uneori, mai ales când s-au încheiat marile tratate, totuși Dumnezeu a avut grijă de acest popor și iată spațiul acesta în care noi viețuim a fost sfințit astfel încât, se știe, acest spațiu românesc a fost numit cum? Grădina Maicii Domnului. A fost numit Grădina Maicii Domnului mai întâi pentru faptul că noi am avut această spiritualitate creștină încă din vremea apostolică și această spiritualitate creștină a fost cultivată astfel că voievozii noștri erau unși domn de către ierarh, de către mitropoliți, fie că erau mitropoliții Moldovei sau mitropoliții țării românești, erau voievozii, voievodul era unsul lui Dumnezeu. Și avea întotdeauna un duhovnic. Cum l-a avut, să zicem, cum l-a avut Sfântul Voievod Ștefan cel Mare pe Daniel Sihastru, sau cum l-a avut voievodul Constantin Brâncoveanu la un moment dat pe Sfântul Antim Iberian. Așadar, am avut această spiritualitate, această credință și această nădejde și n-am avut alt semn al biruinței decât semnul Sfintei Cruci pe care l-am pus deasupra bisericilor. De aceea biserica, vedem, este străjuită de Sfânta Cruce pe turna cea înaltă și pe celelalte turne și în același timp este crucea care biruiește semiluna, adică este crucea care biruiește necredința, care biruiește păgânătatea. Așadar, Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie este, am putea spune, emblematic pentru neamul românesc. A păstorit în vremuri destul de grele. A fost, după cum ne arată viața sa, a fost, la un moment dat, depus din scaun. A fost judecat și din cauza faptului că a mers la domnitor și a spus că țara este jefuită. Și este jefuită tocmai cu concursul domnitorului. Pentru că tătarii, care până la urmă îl vor martiriza și pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie, tătarii jefuiau fără nicio noimă, jefuiau țara Moldovei. Așadar, iubiții mei, vorbim astăzi despre un Sfânt Ierarh și este, cred că, foarte rar. Nu știu dacă în București mai este o altă biserică ce are și hramul Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz. Dar iată că neamul acesta a fost, și aici este și meritul celor care au reușit să scrie despre această istorie a Sfințeniei în neamul românesc și în acest spațiu românesc, cum este cazul Părintele Ioanichie Bălan, care a scris Patericul Românesc, care a scris Convorbirile Duhovnicești, care a scris Vetre de Sihăstie Românească și care a arătat că în acest spațiu și în neamul acesta a dospit Sfințenia. Sfințenia care a făcut ca spațiul acesta să fie recunoscut chiar și de Papă când a venit în România drept grădină a Maicii Domnului. Ce a devenit această grădină a Maicii Domnului astăzi, vedem fiecare dintre noi. Însă, în același timp, nu ne pierdem nădejdea, pentru că văzându-vă pe dumneavoastră la Sfânta Liturghie și la această sărbătoare a hramului, a uneia dintre hramuri și anume închinată Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, ne dăm seama că atâta vreme cât avem această aspirație spre Sfințenie, această comuniune și această nădejde că semnul crucii pentru noi este biruitor pentru că prin el Dumnezeu ne dăruiește învierea. Atâta vreme cât avem voievozi, precum Constantin Brâncoveanu, care s-a jertfit împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul Ianache, atunci când i s-a cerut să se repede de credința creștină, noi avem nădejdea că prin răstignire, și da, neamul românesc
nu este un neam care să impună politic sau să impună militar, dar neamul românesc este cel care poate să dăruiască Europei și chiar lumii să dăruiască o spiritualitate ortodoxă, creștină, echilibrată. Și când spun acest lucru, mă refer nu numai la ceea ce vedem în spațiul nostru românesc. Mă refer și ceea ce vedem în afara spațiului românesc și anume românii. Și am participat în iunie la Genova, în Italia, la un congres în care chiar și romano-catolici au recunoscut că noi creștinii, și se referea în special la creștinii ortodoxi din România, pentru că i-a cunoscut mai bine, am păstrat taina. Spunea, noi am pierdut taina pe care voi încă o păstrați, străduiți-vă să nu vă pierdeți. Și am fost impresionat să văd că tineri care în România nu mergeau la biserică, nu se spovedeau și nu se împărtășeau, acolo biserica era arhiplină, adevărat, la hramul bisericii din Genova, Bisericii Ortodoxe Române din Genova, și anume Sfântul Ioan Botezătorul. Biserica era plină, la strană 20 sau 20 și ceva de doamne îmbrăcate în costume naționale, specifice zonei din care proveneau, adică din Moldova, Bucovina, Oltenia, Maramureș, Ardeal și așa mai departe, fiecare îmbrăcată în costumul specific zonei, dar și tineri îmbrăcați în costume naționale cu copiii care veneau să se împărtășească. Și atunci, și apoi am participat și la Monța, la Sfânta Liturghie, la Hramul Duminicii Tuturor Sfinților, tot o biserică românească, la fel biserica arhiplină și majoritatea creștinilor români îmbrăcați în costume naționale. Și atunci mi-am zis că, iată, Dumnezeu a rânduit ca noi, chiar și în aceste vremuri în care suntem nevoiți, tinerii noștri, sunt nevoiți uneori să ia această cale, să meargă în alte spații, în spațiile Europei, că purtăm, de fapt, cu noi, purtăm acel acasă pe care îl regăsim și îl descoperim în situație de criză. Pentru că și ne demonstrează această experiență pe care noi o avem, și anume această spiritualitate creștin-ortodoxă, cu semnul Sfintei Cruci Biruitori, prin credința în învierea Mântuitorului Iisus Hristos, cu Sfintele noastre locașuri, cu Sfintele icoane și cu Sfintele moaște, ne arată un lucru esențial. Că poți pleca dintr-o casă, că poți pleca dintr-o țară, dar nu poți pleca din tine însuți. Că vei avea clipele tale de regăsire când vei fi fericit să fii ceea ce ești cu adevărat. Și noi românii, oriunde am merge, trebuie să ne regăsim, dacă vrem să ne simțim acasă, trebuie să ne regăsim acasă, prin credința noastră strămoșească, prin Sfinții noștri, prin Sfinții Ierarhi, prin Sfinții Mărturisitori, cum este și Sfântul Ierarh, Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz. Așadar, iubiții mei, așa cum spunem noi, cât de importanți sunt Sfinții. Noi nu avem Sfinți la în fantezie. Pentru că spunea Părintele Arsenie, cei care ați mers la Biserica de la Drăgănescu, la un moment dat, spune despre protestanți și neoprotestanți un lucru esențial și spune, citiți Biblia cum vă taie capul, că și noi o știm pe din afară, spune diavolul. Și Sfinții în fantezie vă voi face. Adică voi nu aveți, voi credeți că voi sunteți Sfinți, numai prin citirea Bibliei. Și credeți că aveți Sfinți doar în fantezie. Ori noi avem Sfinți reali. Sfinți reali cărora ne rugăm și pe care îi credităm spunând, Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători, auziți? Cum am îndrăznit Mântuitorule a Te lăuda pe Tine? Auziți? Dacă n-am avea pe Sfinții Tăi rugători, de ce? Pentru că Sfinții sunt cei prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne împărtășește această experiență a crucii și a învierii și ne arată că în mod real, în viața fiecăruia dintre noi, în mod real, noi trebuie să parcurgem acest itinerar al crucii și al învierii și așteptând, așa cum mărturisim noi în simbolul de credință, viața veacului ce va să fie.
Așadar, iubiții mei, în această zi de care este închinată și Sfântului Ierarh, Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz, spre deplina cinstire a acestui ierarh, trebuie să-l rugăm și să spunem, așa cum spunem la noi, la Opus, pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Teodosie de la Braz, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește neamul acesta al nostru și pe noi pe toți, acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin.